Bine, v-am regăsit la Constanța TV, Suntem Tatu, între alb și negru este emisiunea. Ultima emisiune serioasă vara asta, după care o să avem una sau două ediții speciale și puțină vacanță până în septembrie. Discutăm astăzi despre proiectele Consiliului Județean și eventuala concurență cu Asociația de Dezvoltare Durabilă, știu, sunt obsedat, cu domnul Petrenciu, vicepreședintele Consiliului Județean, după generic vorbim. Petrenciu, vicepreședintele Consiliului Județean, bine ați revenit pe Canapeaua Verde! Bună ziua, domnule Tatu, mulțumesc pentru invitație, chiar mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, să colaborăm zis că pe subiecte... bucuros de... să veniți la, la emisiune. De ce v-ați bucurat să veniți la emisiune? Aveți multe de spus. Păi, da, ar fi și multe de spus. Presupun că mă veți întreba lucruri interesante care se petrec la Consiliul Județean în legătură cu dezvoltarea județeană. Se întâmplă în și cu lucruri cu... interesante la Consiliul Județean, că câteodată pare că e destul de plictisitor pe acolo. Nu știu de ce, de ce impresia asta, nu știu de ce aveți impresia asta. Păi nu știu, eu cel puțin mi-am creat așa o impresie, știți, eu sunt un tip, domnul președinte Lupu a zis despre mine că sunt obsedat. Când am văzut poza aia cu lui, tându-se trist într-o groapă așa, mi s-a părut că și activitatea la Consiliul Județean de principiu e destul de tristă și... Lipsită de optimism. Sunteți optimist, domnule? Foarte optimist cu ceea ce fac, foarte optimist cu ceea ce coordonez la Consiliul Județean și, apropo, acea groapă era o groapă pe un șantier unde Consiliul Județean execută o lucrare, poate cea mai scumpă lucrare din, din acest mandat sau poate chiar din istoria Consiliului Județean, ca să spun așa. Da? Nu, nici nu vă lăudați cu cea mai scumpă lucrare și intrați în competiție. Da, ajungem și la competiție. Haideți să, vreau, vreau să vă cu dumneavoastră despre câteva lucruri care au fost spuse în presa din Constanța de dată recentă cu privire la departamentul de proiecte al CGC. S-a făcut o comparație între ce face departamentul de proiecte al CGC și Asociația de Dezvoltare Durabilă și s-a spus acolo că dumneavoastră aveți în subordine 72 de oameni pentru care ați pus piciorul în prag și că niciunul nu va pleca cât timp veți fi dumneavoastră vicepreședintele Consiliului Județean. Aveți 72 de oameni în subordine care stau degeaba, domnul Inciu? În primul rând nu am 72 de oameni în subordine. Dar câți aveți? Strict pe proiecte am 27 de oameni. Pe undeva inversat niște cifre. Ori 27, de undeva sunt universitari? Direcția. Ori 27. Nu știu de unde a apărut această, acest număr, 72 de oameni în subordinea lui Enciu. Nu există așa ceva. Eu, în direcția de proiecte, am găsit uh, acești 27 de oameni care lucrează efectiv pe proiecte. Plus un serviciu de nouă persoane care se ocupă cu protecția mediului. Okay. Deci care nu lucrează pe proiecte. Nouă persoane care se ocupă de obligațiile legale pe care le are Consiliul Județean în raport cu legislația de protecție a mediului. A și aici ne ce referim ce... la construcții. Ați cerut un prag să-i protejați pe cei 27 de oameni de la Departamentul de Proiecte în fața domnului Lupu? Nu nominal, nu, nu cu nume nu de persoană. Eu tot ce am cerut că s-a vehiculat tot timpul, tot, pe tot parcursul anului 2021 și uh, început de 2022, schimbarea organigramei. Da. Schimbarea organigramei a Consiliului Județean pe ansamblu. Cât ce ține de direcția de proiecte, am insistat ca să fiu consultat și am insistat să, să, să se adopte niște direcții pe care eu să le impun. Și niște, cum să spun, să mi organizez direcția de proiecte cum consider eu. Și ați fost tot consultat? ce am ați fost cerut, consultat? bineînțeles, okay. tot ce am cerut domnului președinte a fost să se păstreze structura, adică trei servicii pentru dedicate proiectelor, care sunt următoarele. Scriere, în momentul de față avem șase oameni cu care scriem proiectele, cu care intrăm la finanțare. Scriitorii, să le spun. Așa. Scriitorii de proiecte, care se ocupă de tot ce înseamnă uh, muncă înainte de a depune o, pentru o, depune o cerere de finanțare la un finanțator. Departamentul Beletristică, dacă îmi permiteți, sună mai frumos. Nu e chiar beletristică, este, este practic un, departamentul cheie al direcției de proiecte. Și acolo al... se nasc ideile, înțeleg. Acolo se nasc ideile, acolo se adună toate datele cu privire la proprietăți, cu privire la studii de fezabilitate, pentru că acolo se scriu caietele de sarcini, se, se, se lansează proceduri de achiziții și așa mai departe. După care se scriu cerere de finanțare, oamenii au grijă să se obțină punctajul cât mai mare pentru a fi a avea șanse de a obține acea finanțare. Exact cum se întâmplă și la privat. Orice firmă, când depune un proiect de finanțare, încearcă să obțină punctajul maxim, să aibă șanse în fața celorlalți competitori. Deci, practic, înțeleg, de acolo de acolo se nasc, de acolo se semnează cererile de finan... contractele de finanțare. Fără contracte de finanțare, nu atragem fonduri europene. Șase oameni la scriere. Șase oameni la scriere. Da, ok. După care avem serviciul care Urmărește comportamentul investițiilor după ce se, re se face recepția la terminarea lucrărilor. Okay. Concret, terminăm un drum, facem recepția la terminarea lucrărilor, drumul ăla are 5 ani garanție. Acest serviciu urmărește comportamentul acelui drum pe În această de perioadă de garanție. de garanție. Apar defecțiuni, apar probleme, e notificat constructorul, îi se cere garanția, îi se cere să intervină, să repare și așa mai departe. Este un departament, dacă vreți, care nu e implicat în, pe, pe uh, intervalul de viață unui proiect de la idee până la finalizare, implementare, da. până la implementare. Cu toate că este condus de un șef serviciu care e un băiat foarte priceput și care mi-a solicitat să-i dau și lui sarcini de scriere de proiecte. Direcția de scriere fiind încărcată, o parte din proiecte l-am transferat dumnealui. Ok. Mi-a plăcut abordarea, mi-a plăcut că și-a dorit, și, -a dorește. și -a dorit să facă mai mult. Da? Deci aveți o echipă motivată din punctul ăsta de vedere că își dorește să facă proiecte acolo. Exact. Bun. Următorul serviciu. Aici la monitorizare avem șapte oameni. Următorul, următorul serviciu este serviciul de implementare proiecte, adică acele proiecte care intră în faza de execuție de lucrări. De la semnarea contractului. De la semnarea contractului, până lui, practic până la finalizare. Practic responsabilitatea este transferată acestui serviciu. Aici avem 12 oameni care efectiv practic au cea mai mare responsabilitate mare pentru lucrarea, că... cheltuirea banilor și finalizare. Exact, exact, situații de lucrări când vorbim de lucrări de proiecte de infrastructură au cea mai mare responsabilitate pentru că dacă un proiect intră în risc de a, de a, de a fi, de a, nu, de a, nu, fi finalizat, Practic, ei poartă cea mai mare... Și acolo e semnalul cea, de alarmă și se și iau măsuri eventual pentru Aceasta este remediere. De Am înțeles, asta direcția Plus de doi de directori, de un director general și un director adjunct. Cine sunt directorii domnului Doamna Elena Georgescu, domnul Ionuț Adjunct. Bun. Numele doamnei Elena Georgescu a fost, a fost enunțat când s-a vorbit despre direcția de proiecte a Consiliului Județean și spunea colegul meu de presă Dorian Hapurnea că doamna Georgescu pune frână direcției de proiecte. La ordinul, se pare, al domnului Felix Troie de la PSD, în sensul că doamna Georgescu este soția domnului Georgescu, mai nou consilier local al Consiliului Local Constanța și că, așa, de fapt, Felix Troie își controlează direcția de proiecte din Consiliul Județean. E adevărat? Nu pot să spun că e adevărat, eu nu, nu, nu pot să comentez ceea ce... E doamna Georgescu cuiul lui pe pele eu... acolo și de-aia n-ar Tot ce pot să vă spun despre persoana doamnei director general al direcției de proiecte este că colaborez bine cu dumnea ei și că niciodată nu m-am simțit pentru vreun proiect că cineva îmi pune bețe în roate. Am înțeles. Da? Dumneavoastră n-ați simțit asta. Dincolo de asta, Felix Troie, lucrurile de genul ăsta, eu nu pot să le comentez. Nu știu ce legături ar fi între, nu cunosc să aibă legături, să fie legături între persoana doamnei Georgescu. În afară de faptul că doamnei doamnei felix pe e mine, de partid. pe mine ce mă interesează, ce aștept de la un director, este să uh, se implice total în activitatea direcției pe care o conduce și să tragă pentru binele Consiliului Județean. în se asta? Da. Bun. Pot, să, Un o spun, că, ferm și la pot să o spun că pentru mine ast, cel mai mult contează lucrul ăsta și n-am simțit vreodată la doamna Elena Georgescu că ar fi în spatele unor piedici sau unor, unor lucruri care ar pune în pericol proiectele europene. Bun, dar s-a afirmat faptul că din cauza unei astfel de situații și încrengături politice și de familie, domnul Lupu a luat decizia înțeleg deșteaptă de a înființa la Constanța Asociație de Dezvoltare Durabilă. Uh, un subiect care pe mine m-a interesat și mă interesează și o să mă intereseze în continuare. Dumneavoastră ați aflat de ce a fost implementată, de ce a fost gândită până la urmă această asociație? Am mai avut noi discuția asta și îmi spuneați că nu știați exact la momentul ăla care e rațiunea de a fi a acestei asociații în condițiile în care exista acest serviciu care putea să scrie proiecte. Ce pot să vă spun ceea ce pot să vă spun despre această asociație de dezvoltare durabilă, în momentul de față, este că nu este ceea ce am crezut eu că ar trebui să fie că în momentul când am creat-o. Perfect. Ce ați crezut dumneavoastră că era, trebuia să fie și ce s-a transformat? Bun. În momentul în care am aportat prima discuție cu domnul președinte despre crearea acestei asociații de dezvoltare durabilă, uh, am încercat să studiez și deci, domnul președinte și a exprimat intenția de a crea o asociație care să ajute primăriile să uh, implementeze proiecte de infrastructură de apă și canalizare, de conectare la rețeaua de gaz, de uh, proiecte pentru racordarea la electricitate a unor gospodării și așa Nimic mai departe. Nimic toate astea nu are legătură cu ce face de, de Bun, acum. Astea sunt primele așa. Bun. Plecând de la ideea aceasta, m-am interesat și la momentul respectiv, țin minte că era ministrul domnul Ghinea. M-am da. interesat și la domnul, și am consultat și cu domnul Ghinea, am explicat care ar fi vocația acestei asociații, nu se crease încă, și din discuțiile cu domnul Ghinea am ajuns la concluzia că da, orice asociere cu Mai cei care ateori, au potențial da. de a atrage fonduri europene, este o asociere, este mai, este benefică, este, uh, uh, facilitează atragerea de fonduri europene. După care m-am interesat să văd dacă mai există asociații, astfel de asociații de dezvoltare durabilă, de durabile, în țară. Să știți că mai există cel puțin trei. Ok. Da? Le-am studiat, le-am studiat achizițiile, le am studiat proiectele cu, pe care le implementează și am ajuns la următoarea concluzie. Practic, forța unei asociații de dezvoltare durabilă este de a coaliza primarii, primăriile, și de a implementa proiecte de interes comun. Dacă vă uitați pe ADD Tulcea, vedeți că are 34 de membri. Ok. Dacă vă uitați la spre ADD... Comparație, să, să fim corecți. Spre comparație cu ADD Constanța, care are... Doi. Doi membri, membri fondatori de fapt. Consiliul da? județean și... Cel puțin a, a, asta știu eu în momentul de față. Nu, 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 am, nu am văzut să adere altă instituție la această asociație. M-am uitat pe ADD Tulcea. 34 de primării din județul Tulcea. M-am uitat la ADD Brașov. Brașov are 54 de primării. M-am uitat la ADD Bihor. La ADD Bihor n-au intrat comunele, dar au intrat toate municipiile și orașele din județul Bihor. Sunt undeva la vreo 10, dacă nu mă înșel. Puterea stă în număr, de principiu, și cam asta exact, a fost rațiunea de a exact, fi Exact, asta, ar 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 asta din punctul meu de vedere ar fi trebuit să fie forța acestei asociații de dezvoltare durabilă. Și de... avem deja una în jumate decât din ființă și avem în continuare tot aceiași doi membri, Constanța județ și Constanța municipiu. De ce credeți că n-au aderat alte UAT-uri, alte primării, că sunt ele mai mici, mai mari? De ce credeți că n-au venit? N-aș putea să vă răspund. Nu știu de ce n-au aderat, nu știu de ce n-au fost invitați. Nu știu de ce această asociație nu a fost prezentată primarilor. Această asociație se putea folosi și de forța politică a președintelui Consiliului Județean, care, știți, este un liant între primari, este la interfața dintre județ, să zic, și primării dintre... Ar fi pierdut un lucru da? control asupra asociației dacă nu, ar fi adus nu, prea, prea mulți primari? Nu, nu, deci chiar nu, nu pot să-mi să dau cu părerea pe subiectul Bun, ăsta. s-a înființat, de, de ce trebuia să aducă... pe domnul președinte. Cert este că nu știu de ce nu s-a procedat. Eu la asta m-aș fi așteptat, asta vreau să spun. La aceasta, acest gen de activitate m-aș fi așteptat și când am votat pentru înființarea acestei asociații, sau mai degrabă, ca să fiu mai concret, când am votat pentru ca județul să fie fondator al acestei asociații, am votat cu inima deschisă. Pentru că știam că primarii, în general, nu au direcții de proiecte. Da. Mai ales comunele mici comunele care nu mici își permit să aibă asta o direcție de, direcție. de proiect. Că și proiectele astea europene, să știți că se pot atra fondurile europene se pot atrage în două maniere. Ori îți faci direcție de proiecte într-o primărie, ori apelezi la consultanți. Că nu-ți permit să ai direcție de proiect. Da. Ok? Și m-am gândit și discutând cu cei mai avizați oameni din această țară cu privire la fondurile europene, am crezut că e un creăm un vector boost. de dezvoltare. Creăm un bus de dezvoltare pentru primăriile din județul Constanța. Ați avut inima deschisă, vi s-a mai închis între timp. Mi s-a închis și am și dovada. Eu noi, noi uh, consilierii USR nu am votat cotizația pe anul 2022 uh, pentru această asociație de dezvoltare durabilă. Asta e o știre. Cu toate asta a trecut cotizația pentru anul 2022? A trecut, da. A trecut, a trecut cu votul majorității consilierilor județeni, da. Care înseamnă PNL... Ca să fiu mai concret, în Consiliul Județean Constanța până acum n-a fost respins niciun proiect. Da, n-a fost niciun deci, proiect de hotărâre respins. Deci de... majoritatea este merge stabilă. Merge ca un Consiliu Județean, da. majoritatea care? Dacă USR n-a votat cu PNL, înseamnă că PNL a votat cu PSD. Uh, Aia e majoritatea în Consiliul Județean. PNL Jutețean. are o... Uh, uh, are aproape majoritate, Are foarte mulți consilieri, 16 da. din 19 necesari. Deci Mai nu... atrage încă 3... Și gata, okay. gata majoritatea. Deci treburile merg ca unse în Consiliul Județean. Merg. Cotizația la ADD s-a Președintele are susținerea Consiliului Județean. Asta nu am cum să nu o remarc. Asta, lucrul ăsta îl vedem cu toți. Nimeni da. nu mișcă în front. Am înțeles asta. A trecut cotizația. Am mai dat încă cât? 2 milioane și ceva de lei și anul ăsta? De la Consiliul nu, Județean? de la Consiliul Județean a primit undeva la 1.100.000 de lei urmând ca și municipiul Constanța să plătească o cotizație de aproximativ 800 de mii, cât a fost anul trecut, de a pe care încă n-a adoptat-o. Deci... Consiliul USR, din câte știți, la municipiu, vor vota cotizația asta? Sau sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că inima ar trebui să fie puțin închisă? Din că discuțiile, în partim, bineînțeles, din discuțiile pe care le-am avut cu colegi, colegii mei consilieri locali, RSE, suntem cam pe aceeași lungime de undă, privire la această asociație de dezvoltare durabilă. De și totuși, are public, Această asociație are potențial, are mare potențial și poate fi un, uh, un boost pentru primării cum am, cum am, Și nu numai, și pentru orice altă instituție publică delocalizată Ar fi în... putut să aibă potențialul ăsta că și, nu încă, -are în momentul și încă îl poate, poate avea Încă îl poate avea dacă se schimbă niște lucruri Dacă ne uităm, și nu, asta nu vă înțeleg de ce vi s-a închis inima Deși în realitate vă înțeleg, acum joc un rol și vă spun așa, dacă ne uităm în mai toată presa din Constanța, lucrurile sunt foarte frumoase la ADD. Titluri cum, precum Blonda de la ADD leagă Constanța de autostradă, Blonda de la ADD face porturi pe scărești, ADD Constanța va înființa, nu știu, va face și de kilometri de drumuri, ADD Constanța atrage milioane de euro fonduri naționale și europene. De ce vi s-a închis inima în condițiile în care toate știrile sunt pozitive despre ADD. Păi din simplu motiv pen, <coughs> pentru care ADD în momentul de față implementează sau ajută la implementarea unor proiecte ale unor instituții care au departamente de proiecte. Este exact ce vă spuneam. Consiliul și primăria, primăria Constanța. municipiului Constanța. Primăria Constanța are o direcție de proiecte, are suficienți oameni Capabil să să capabili să scrie. Consiliul Județean are suficienți oameni capabili să scrie și să aplice pentru finanțări, nu înțeleg de ce ADD ne ajută pe noi când noi avem capacitatea să facem lucrurile astea foarte ușor. De ce, de ce ADD faceți, nu se duce la o comună din... De ce nu faceți, ar fi întrebarea? Sau o faceți? Scrieți proiecte acolo la Consiliul Județean? Da, bineînțeles. Bineînțeles, avem zeci de proiecte în, în pregătire și în implementare și în monitorizare ca să, să, să să pun în să scot în evidență și al treilea, acel serviciu care se ocupă de monitorizare. Înseamnă Însă că nu diferența, de proiecte, diferența nu, este că dumneavoastră peste nu peste 50 de proiecte. 50 de proiecte. Asta înseamnă că dumneavoastră nu le comunicați sau nu aveți susținere din partea presiei să comunicați proiectele pe care le implementați mm. așa cum le are ADD. Nu, nu aș fi de acord nu aș fi de acord cu cu acest lucru. Eu am comunicat sistematic și permanent în legătură cu proiectele, în legătură cu Etapele importante pe care le depășim în viața unui proiect, de la lansarea unei achiziții publice, de la semnarea unui contract cu o firmă prestatoare de servicii, până la semnarea unui contract de finanțare, până la. Deci, eu am comunicat sistematic pe lucrul ăsta și presa m-a preluat. Eu urmăresc și presa, vă dați seama și am văzut. Am văzut că am fost preluați ori eu, ori președintele Consiliului Cu Județean. Toate astea pare a fost o curelăință între ADD și Departamentul ăsta de Proiecte al CJC-ului. Chiar doamna președinte Vătămanu spune că am făcut ce n-au putut să facă funcționarii publici din Consiliul Județean. Da, sunt Noi exager. suntem doar nouă, suntem o structură suplă, suntem o structură care nu cheltuie atât de mulți bani precum cheltuie Departamentul de Proiecte și suntem, deci, mai eficienți. E mai eficientă cheltuirea banilor publici prin ADD decât prin aparatul da, public? Deci, Am impresia că s-a creat, creat această isterie de concurență între Direcția Generală de Proiecte și, și ADD. Lucru pe care, pe care eu nu mi-l doresc. Eu nu-mi doresc să fiu concurentul acestei asociații. Eu cel mai mult îmi doresc să avem o, o strategie de lucru strategie de lucru pe care nu doar, doar președintele Consiliului Județean o poate impune să comunicăm și să vedem ce face fiecare. Comunicați în momentul ăsta? În momentul adevăr. de față am avut, am, am comunicat la un moment dat și cu doamna Vătămanu și cu doam și cu oameni de la ADD, de exemplu am încercat să colaborăm pe uh, adăposturile pe Scărești, da, deci oameni din Direcția Generală de Proiecte au lucrat cu oameni de la ADD lucrăm pe perdelele forestiere și împăduriri, Sunt proiecte pe care și aici domnul președinte a insistat să avem o colaborare. Ok, vă dați seama că sunt deschis să colaborăm cu acesta de, de... Dar, repet, avem Direcția Generală de Proiecte. Haideți să mergem, să mergem la cei mai vulnerabili din județ să-i ajutăm. Direcția de generală de proiecte are o capacitate enormă să scrie proiecte, să aplice la finanțare și să implementeze proiecte. Avem, exper avem oameni în această direcție care lucrează cu proiectele europene de când erau fondurile fare. Vă dați seama că... E o experiență sunt, îndelungată, într-adevăr. Doamna președinte, chiar astăzi, într-un interviu, spunea că rațiunea de a fi a acestei asociații este, pentru, este că arde etape. Că poate să ardă etape în achiziții publice, în finanțări. E adevărat, asta se mișcă mai repede un privat. Apropo, doamna crede că este o instituție, dar este doar o asociație privată, nu o instituție. Poate să ardă etapa de deus și se mișcă mai repede decât se mișcă Consiliul Județean din punctul ăsta de vedere? Sincer, e un lucru periculos să facem achizițiile în instituții publice prin proxy. Proxy că, care a... nu sunt instituții publice. Vorbim de o asociație, totuși o organizație, da, e publică, nu judecând când după fondatori, nu e instituție, okay. este după organizată după și înființată ca orice asociație de orice fel din România. E doar o asociație. Diferența între o asta, asociația asta și alte asociații constituite în baza aceleiași legi, e care finanțare publică. Atât. Dar e okay. o asociație, nu e o instituție. <coughs> e un privat. Se mișcă mai repede într adevăr decât consiliul județean. Nu cunosc detalii din achizițiile acestei asociații. M-am uitat pe achiziții, da. Sunt Eu la pe... un moment dat n-am găsit nimic, am găsit ceva la un moment dat, nu, în SEAP, după care a dispărut din SEAP, înțeleg că dumneavoastră ați revăzut ce e în SEAP. Ce în SEAP la ADD? ce cumpără cumpăra add de când s-a înființat? Și pe ce dă bani add -ul? Pentru că astfel de comunicări, cum are ce, ce, ce pe pagina de internet, nu există la ADD. Nu are pagină de internet, deși doamna vătăman a promis că până în martie va fi gata pagina de internet. Nu știm contracte, nu știm nimic. Pe ce dă bani ADD-ul, domnule Niciu? Din, din ce am văzut pe, pe pagina oficială a, a, a sistemului de achiziții publice, sunt, a, sunt diverse servicii pe care le-a achiziționat această asociație. Cum ar fi? Servicii de consultanță juridică, serv servicii de elaborare documentații tehnice, deci au și. Uh, au scos la licitație și uh, uh, studii, daliuri pentru tronsoane de drumuri. Găsim și consultanță în comunicare sau. Uh, da, iată de ce comunicare. și imaginea bună a Că Eu le spun pe toate, nu, nu chiar nu vreau să comentez, <coughs> pentru că nu știu ce strategie abordează conducerea acestei asociații. Cum își imaginează că ar trebui să fie cheltuiți acești bani și pe ce să investească, pe ce să marșeze, este decizia conducerii acestei asociații, doar asupra vă spun am văzut. nu are nimeni a, niciun control. Vă spun ce control. am văzut pe sistemul de achiziții publice. Asupra căreia deci... nu are nimeni niciun control. Dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte de Consiliul Județean, aveți un control asupra cheltuielilor banilor nu, publice acolo? A, din Consiliul Județean. Nu din Consiliul Județean, din ADD, care e Nu, nu am atribuții un apendice al Consiliului Județean. Nu am atribuții vis-a-vis -vis de ADD, nu. Cum să vă spun? Nu, nu mi s-au dat atribuții. Nu se sensul că aveți atribuții, dar sunteți consilier județean. Dacă cereți informațiile, le primiți. Păi s-au făcut interpelări. S-au făcut interpelări la ADD. Uh, mai mult știu că deputații și senatorii noștri au făcut interpelări. Chiar nu știu dacă li s-a răspuns. Dar cred că li s-a răspuns că nu... Sincer, nu, 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 chiar nu, nu stă pot chiar să... atât de mult în tăcere ADD, astfel încât să nu răspundă. Cred la că li s-a răspuns. Astea. Deci, chiar, aici chiar nu, nu prea pot să comentez. E real că s-au atras milioane de euro funduri de către ADD? S-au atras. Așa să definim ce înseamnă atrage. <coughs> Haideți să definim ce înseamnă atragere. Pentru mine, personal, atragerea unui ban european înseamnă să ai un contract de finanțare semnat. Are de, de contract de finanțare semnat vreunul? Două secunde. Să ai un contract de finanțare semnat plus să ai cereri de rambursare către finanțator. Asta înseamnă să atragi bani europeni. Ok. Ok? Deci, facem un proiect, îl scriem, încă nu avem bani europeni. Îl depunem la finanțare, încă nu avem bani europeni. Ni se acceptă finanțarea, semnăm contractul de finanțare, încă n-am văzut niciun ban european intrăm în execuția de lucrări și contract, subcontractorul începe să ne factureze. Noi plătim și cerem banii de la finanțator. În momentul când ți-au intrat banii de la finanțator, atunci poți să spui, abia atunci poți să spui că ai atras bani europeni. Bun. Și atunci aici am atras bani europeni prin ADD până acum? Din ce Sau știu eu? Am atras din pix? Din ce știu eu, nu. Din ce știu eu, la ADD nu s-a semnat până acum niciun contract de finanțare. A, deci sunt de fapt chiar departe de a atrage bani europeni. În primul rând, n-au aplicat pe bani europeni. Noi vorbim de Programul Național de Investiții Angel Saligny. Okay. Așa știu că au da. trei proiecte. Angel Saligny. Ok, A, și probabil porturile, adăposturile pe scărești. Da, care, apropo, la inițiativa mea, domnul președinte a delegat oarecum această activitate, acest obiectiv de investiții, către ADD. Pentru că, repet, era în logica de a sprijini primăriile. Adăposturile astea se fac cu sprijinul și pentru primăriile unde, unde există pescuit la acest județ, adică primăriile de la Dunăre și de la Mare. E da? tradiția pescuitului, da. Da. Și făcea sens. Că vă dați seama, primărie de comună n-ar fi știut să... I-ar fi fost greu, ar fi trebuit să subcontracteze un consultant, să scrie proiectul și, și, și așa Și n-ar fi existat o consistență exact, între toate primăriile. Exact, deci și, atunci... și la propunerea mea, <coughs> într-o discuție cu domnul președinte, acest proiect, din punctul meu de vedere, făcea sens pentru această uh, Agenție de Dezvoltare Durabilă, Asociație de Dezvoltare Durabilă. Și această responsabilitate a fost transferată la ADD. Să zicem că e un proiect european, finanțat prin programul uh, operațional de afaceri maritime, pescuit și afaceri maritime. Dar Teoretic finanțat, dar e foarte foarte Finanțabil. De fi finanțabil. Scuze, finanțabil. Finanțabil. Are un potențial dar, de a fi finanțat. Exact. Dar, în momentul de față, nu, nu, avem, uh, nu avem contract de finanțare, elab, nici măcar un studiu de fezabilitate nu avem. Okay. Deci e doar la nivelul de idee, în momentul ăsta, exact. înțeleg? Că studiul de fezabilitate, nu nu sf ul zic. ar fi primul pas. Exact, dar ce vreau să spun? Că și dacă era la DGP acest proiect, nu am fi avut contract de finanțare, pentru că nu s-a deschis ghidul de finanțare. Deci e foarte departe. În momentul ăsta sunt doar planuri exact. și idei. Am exact. înțeles. Haideți să ne întoarcem la direcția pe care o coordonați. Să-mi spuneți, vă rog, de ultima dată de când am discutat, că vorbeam la un moment dat de spitale, înțeleg că ieri, parcă ieri, a fost o conferință de presă, ați prezentat un nou spital în curtea Spitalului Județean, lângă Spitalul Județean, asta în condițiile în care se vorbește și despre un nou spital regional care ar putea să aibă aproape toate secțiile din Spitalul Județean. Vă întreb, care e rațiunea de a exista a unui spital, mama și copilul, în curtea Spitalului Județean, care ar trebui ras de pe fața Pământului, că e bombă biologică, în condițiile în care facem un spital în afara orașului? De nu se calcă cumva pe călcâie proiectele astea două? <coughs> N-aș zice că s-ar călca pe, pe călcâie pentru că în cazul spitalului de pediatrie mă rog, mai mult de, e mai mult decât un spital de pediatrie pentru că este inclusă și mama și copilul ca și secții. Obstetrică, ginecologie și pediatrie. Pediatrie, chirurgie pediatrică și așa mai departe. Este un proiect finanțabil. Din nou finanțabil. finanțabil. Okay. Niciodată nu am spus, eu cel puțin, că am atras bani europeni pentru acest spital. Este finanțabil prin PNRR, în sensul că este pe o listă de sinteză pe care sunt, patru, sunt prinse 49 de obiective de investiții. Și care, dacă scriem bine proiectul, și dacă SF-ul este bine elaborat, și dacă scriem bine în cererea de finanțare, luăm un punctaj care, și va, face, mai sus în care va face diferența 49 între de, aceste 49 de... Câte, de, uh, sunt efect, câte vor fi efectiv finanțate din 49? 25. Deci 25. Deci concurența este de 2 pe loc, ca să spun așa, aproape da. de două spitale pe loc sau două obiective în infrastructura de sănătate pe loc. Deci vă dați seama, e... Uh, facem, facem tot ce ne stă în putință pentru a scrie perfect și de a depune cererea perfectă pe această linie de finanțare. Și am încredere în colegii de la scriere că vor face o treabă minunată și că vor obține această finanțare din PNRR. Am încredere. Asta Acum înseamnă, asta înseamnă asum că din momentul în care vom ajunge să avem acest punctaj, să presupunem că-l avem, și m-aș bucura să avem punctajul ăsta mare și să prindem acest proiect în infrastructura de sănătate din Constanța, cât durează de la momentul ăla până în momentul în care vedem spitalul ridicat? De principiu, cam ce interval de timp, ce, ce orizont de timp ne, să ne așteptăm? Deci în momentul de față am recepționat acest studiu de fezabilitate. Știu că e un subiect care iarăși poate crea o anumită isterie. Da, iar vine cu desene, iar, iar arată planșe, da. Și pe bună dreptate înțeleg opinia publică. Oamenii s-au săturat. S-au săturat pentru că li s-au vândut în ultimii 30 de ani o foarte, multe, de multe, foarte multe SF-uri care zac prin sertare. Și un exemplu este, să știți, Spitalul Regional. Știți că avem un SF la Ministerul -ă, Sănătății care a stat în septar din 2010. Și nu folosim SF-ul ăla pentru Spitalul Regional. Da, da care... și președintele Consiliului Județean chiar a reușit să-l obțină de la Ministerul Sănătății, lucru bun, împreună, nu, proiect tehnic nu e, a reușit să obțină acest studiu de fezabilitate, dar vă dați seama, va trebui actualizat. Trebuie actualizat. Da? Deci... Eu înțeleg opinia publică. Am mai venit în Enciu cu un SF. Ok. okay. SF-ul lui Enciu cu Spitalul de Pediatrie, de la SF până la intrat pe ușă și tăiat panglica. ce orizont de timp e de așteptat? 2026, sfârșitul anului 2026. Asta înseamnă patru ani de zile. Patru ani de zile, da. Pentru Spitalul Județean Constanța, sunt planuri să se mai investească în el, să se mai da. reabilitează ceva sau să ia în calcul? construirea unui nou spital și demolarea acelui spital. Asta vă întreb. Vechi. Asta vă întreb. Ce Dar aici întâmplă? vorbim... Se mai investește un... în spitalul vechi? Sau spital... se lasă așa și se bagă bani în spitalul În spitalul nou. vechi, vă pot spune ce proiecte avem în momentul de față. Deci avem două construcții, două obiective de, de, investiție prin care vom construi corpuri noi. Sunt obiective pe care nu le putem, nu le putem da deoparte sunt bani europeni, se pot finanța prin bani sunt finanțabile, prin bani europeni și deci voi face tot posibilul ca să obținem acele finanțări și se mai pot, se mai pot achiziționa dotări pentru diverse secții, de exemplu, avem chiar în scriere la în pregătire la Consiliul Județean proiecte de dotări pentru secția de oftalmologie, de neurochirurgie pentru um, um, mai, mai e o secție nu vine acum în minte secția clinică de anatomie patologică da și acolo avem iarăși un obiectiv prin care vom extinde această secție mai avem alte proiecte de extindere ale spitalului cu toate că el va fi la un moment dat demolat adică nu cumva băgăm bani într un cal mort degeaba Nu în spitalul județean un cal mort eu n-aș zice așa, eu zic că orice posibilitate de finanțare trebuie, trebuie uh, uh, preluată, trebuie preluată, exploatată. exploatată da? Iar în momentul în care se va demola spitalul, și aici vorbim de un orizont mare de timp, să știți că nu se va întâmpla lucrul ăsta prea curând, vorbim de cel puțin, nu știu, în opinia mea, vorbim de 10 ani, de zile. Până să avem acest spital regional, da, ca eventual acesta că, să devină. Da, deci să construiești un spital de talia Spitalului Județean, va fi un spital județean, nu regional. Județean. Atunci. Da? E nevoie de timp. E nevoie de foarte și mult și timp. de foarte și... mulți bani. Și plus, gândiți-vă că se schimbă mandatele, vin alți politicieni. Deci sunt o grămadă asta de e un factori... pe care l-ar putea, între ghilimele, lua în brațe și alt politicien care ar putea eventual să vină la conducerea Consiliului Îmi doresc dar de la dar succesorii noștri să preia proiectele, să abordeze știu? lucrurile cum le-am abordat și noi. Păi asta face și administrația actuală, și la județ, și la municipiu. Da. S-au preluat proiecte, se continuă, exact, exact. important este să se vină și cu proiecte noi. Despre spitalul ăsta județean, el va costa foarte mulți bani. Există o estimare a sumei care e necesară pentru a se construi spitalul ăsta? Uitându-ne la ce avem în România în momentul de față, ca și spitale regionale, că ar fi, ar fi o investiție similară, să zic așa, trebuie să ne așteptăm undeva la 500 de milioane de euro. 500 de pentru milioane de spital. euro pe care nu-i avem. De unde îi luăm? 500 de milioane de euro se pot lua din diverse surse, Credite, da, asta a spus și, asta fonduri a spus și domnul guvernamentale. În credit, credite guvernamentale, sprijin, oricum se iau cu sprijin de la guvern, deci avem în nevoie de sigur. sprijinul guvernului. E pălăria pentru, prea mare pentru un singur județ. Da, asta. e pălăria prea mare pentru județul Constanța, avem nevoie de sprijinul guvernului, avem nevoie de fonduri de investiții, de investitori, de finanțatori, pot fi și credite, da? Uh, pentru a contracta a, o lucrare de astfel de. Are o, capacitatea județului nu să obțină toate tipurile astea de finanțare? Sprijin guvernamental poate, cât timp va exista da. o, o coeziune politică acolo între județ și partea PNL a uh, guvernului, să zicem că ar fi un sprijin guvernamental. Dar poate Constanța să atragă investitori în așa ceva, finanțatori? Pentru că la nivel de atragere investitori, și la nivel de municipiu, și la nivel de județi, stăm, din câte îmi dau eu seama prost spre foarte prost. Putem eu, să facem asta? Eu cred că cu sprijinul guvernului lucrurile astea se pot întâmpla. Cu sprijinul guvernului. Deci tot cu guvernul să aducă și cu finanțatori. Exact, cu, girul, cu, cu, cu uh, girul guvernului acești finanțatori, care sunt fonduri de investiții, bănci mondiale, bănci europene și așa mai departe, se pot obține aceste finanțări, sunt convins. Guvernul are, Guvernul României are capacitatea să sprijine autorități locale precum Consiliul Județean Constanța pentru... Uh... Capacitatea oare dar trebuie să aibă și dorința. Și dorința vine în urma unui lobby că... și a unei relații foarte exact, bune între seama... județ și guvern. Vă dați seama că e uh, o muncă grea pentru noi, cei din conducerea Consiliului Județean, mai ales... Uh... Pentru domnul președinte al Consiliului Județean e o responsabilitate mare să găsească aceste... Să bateți pe la ușile guvernului. Exact. Face asta domnul președinte Lupu? Păi, din câte vedem, a reușit să obțină un teren, un teren al Ministerului Sănătății. la e un act simplu de obținut. Guvernul poate să dea o hotărâre relativ simplu, dând în administrare acest teren pe un interval de 10 ani de zi. A, ăla e un pas, cred eu, relativ ușor. Urmează într contrazic mai greșit. Vă contrazic. Vă, vă contrazic. Okay. Mi, se pare, mi se pare că este un pas uh, extrem de dificil și care nu se poate realiza decât cu sprijin politic masiv și cu uh, un mod de a-l de a, de a obține și de a-l cere foarte insistent. De a, a... trage de mânecă guvernul, exact. dăm terenul, dăm terenul, dăm terenul. se pare că domnul președinte a reușit să obțină acel teren. Uh, vă spun, noi, noi, comunic, noi interacționăm cu guvernul foarte des. De exemplu, avem uh, o solicitare către guvern pentru salvarea sitului arheologic Histria. Nu se întâmplă nimic. Deci, Pe de situl arheologic Histria tocmai a ieșit din implementarea unui proiect de reabilitare. Ce mai e de salvat acolo? Avem un proiect european care nu poate continua pentru că nu avem aviz de la mediu. De ce nu ne-ați la mine? Pentru că se află în zona strict protejată a biosferei deltei Dunării. Și, Și acolo nu avem nevoie, nu avem nevoie de, nu avem voie să construim nici măcar să vopsim un gard, ca să fiu mai Ar trebui creată o excepție pentru o excepție pentru legislativă, o hotărâre de guvern care, vă spun, nu are nicio șansă dacă nu ai o susținere politică bună, dacă nu insiști vis-a-vis -vis de guvernanții din administrația centrală și dacă nu ești un bun comunicator. Deci, eu fac tot posibilul să obțin acea hotărâre de guvern și chiar lucrăm cu guvernatorul Deltei Dunării pentru a împinge această hotărâre de guvern pe masa primului ministru. Lobby. Exact. Și dacă lobby-ul deci, ăsta funcționează, lucru cu guvernul nu e ușor. Asta vreau să înțeleg. Sunt să convins să că, că e ușor lucru cu guvernul. Uh, și chiar vă rog, dacă lobby-ul ăsta funcționează, uh, chiar vă rog să i transmiteți din partea mea domnului Lupu că l aștept pe canapeaua verde să purtăm astfel de discuții despre lucruri bune care se întâmplă în județul Constanța, chiar dacă uneori întrebările pe care le pun eu mai sunt și puțin dificile. Dar uh, ultima întrebare domnule pentru dumneavoastră, ce proiect uh, inaugurăm finalizăm în anul 2022 al Consiliului Județean și cu care vă mândriți cel mai tare. Finalizăm ceva în 2022? În 2022... Anul ăsta, până la final. Ar fi... ar avea șanse, dar nu foarte mici. Ar avea un drum județean să se termine, dar nu, nu, nu cred. Nu nu, nu, nu cred că se va termina niciun proiect în, în anul acesta. Și-au trecut deja doi ani de mandat. Vedem în 2023. Poate tăiem vreo panglică, domnul Inciu. Sper, sper din tot sufletul, în 2023 cu siguranță vom avea proiecte finalizate de, deja, să știți că la 31 decembrie 2023. După această dată nu se mai face nicio plată din partea finanțatorilor europeni. Deci va vom suntem obligați să finalizăm toate proiectele aflate în implementare până în 2023 da? final, până în -23, La timp 2023 -23. pentru campania electorală din 2024. Ce coincidență, Enciu. Vă mulțumesc pentru prezența la Constanța TV. Să ne vedem cu bine și peste alte câteva luni. Poate reușim să tăiem Europa Anglică în județul Constanța. Și dumneavoastră dacă ați rămas până la final, vă mulțumesc. Rămâneți alături de Constanța TV. Eu sunt Emil Tatu, între alb și negru. Dacă există și sigur există, trebuie să găsim echilibru și lumină. Săptămâna viitoare o să aveți o ediție cu adevărat specială. Filmez într-un loc drag mie, cu un om drag mie și sper să vă fie pe plac. Vă mulțumesc încă o dată.